noastră, inima astăzi. And our friendship with Jesus. Și prietenia noastră cu Iisus. Can you read Proverbs 3:1? Proverbe 3:1. Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează-mi inima ta sfaturile mele. I hate to be with too much detail here. Nu aș vrea să dau foarte multe detalii aici. But in the Hebrew, dar în evreiește, the heart is the one doing the action in this passage. Inima este, de fapt, subiectul, ce face acțiunea în pasajul ăsta. So the heart is keeping us. Inima ne ține pe noi. The heart is keeping the commandments. Inima ține poruncile. You think it would be your mind, but it's the heart. Tu te gândești că poate fi mintea ta, dar aici scrie inima ține poruncile. So we have to pass our things through our heart, not just through our mind. Și asta ne spune nouă că trebuie să treacă lucrurile prin inima noastră, nu numai prin mintea noastră. The mind is for information, the mind is for wisdom. Mintea este pentru informație, este pentru înțelepciune. But the inima is what connects us to God. Dar inima e ceea ce ne conectează cu Dumnezeu. Am I helping you with this? I can translate it. Let's go to John 15. Hai să mergem în Ioan 15. 1-8. 1-8. Ioan 15, 1-8. Citește-le. Eu sunt adevărata ființă și tatăl meu este fiel. Pe orice mădiță care este în mine și n-a duce roadă, el o taie. Și orice mădiță care aduce roadă, o curățește ca să aducă și mai multă roadă. Acum voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, după cum mădița nu poate aduce roadă de la sine, tot așa nu rămâne dacă nu rămâne viță, tot așa nici voi nu veți aduce roadă dacă nu veți rămâne în mine. Eu sunt vița, voi sunteți mădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă, căci despărțit de mine nu puteți face nimic. Dacă nu rămâne cineva în mine, este aruncat afară. Mădița neroditoare și se usucă, apoi mărăzile uscate sunt strânse, aruncate în foc și ard. Dacă rămâneți în mine și dacă rămân în voi cuvintele mele, cere orice veți vrea și vi se va da. Dacă aduceți multă roadă, prin aceasta Tatăl meu va fi proslăvit și voi, și voi veți fi astfel ucenici mei. Good job. Thank you. So, verses 1 through 8, to summarize. Ca să facem un sumar în versetelor 1 la 8. If you want to be a good person and do it without Jesus, no fruit. Dacă vrei să fii o persoană bună, dar fără Iisus, nu va fi rod. Jesus has no interest in your little good things. Pentru că lui Iisus, sau Iisus nu are interes, nu caută lucrurile bune. He's interested in being connected with you. El e interesat să fie conectat cu tine. And working with you. Și să lucreze cu tine și prin tine. Why do we know that? De unde știm lucrul ăsta? Because in verses 13 and 14 of the passage. În 13 și 14. The passage moves to friendship. Pasajul merge către prietenie. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. So Jesus laid down his life so we can be friends. El și-a dat viața, Iisus și-a dat viața pentru ca noi să putem fi prietenii lui. So Jesus is telling us through this passage. Iisus ne spune prin pasajul ăsta prietenie. He's telling us that friendship includes sacrifice. Prietenia a inclus sacrificiu. You can be his friend if you sacrifice your life. Poți să fii prietenul lui dacă există un sacrificiu în viața ta. And you take your life. Adică să ții viața ta. And work it through him. Și să lucrezi prin el. So your sacrifice is trusting in Jesus. Ce înseamnă sacrificiul tău? Este a te încrede în Iisus. To follow his commands. A urma poruncile lui. Following his commands is not easy. A urma poruncile lui nu este un lucru ușor. Watch my life and see how I fall down. Mă uit la viața mea și mă uit de câte ori am căzut eu. I'm a sinner. Sunt un păcătos. Can you say that? Poți să spui lucrul ăsta despre tine? Can you? Poți? Can you? Can you? Se poate. I am, seriously. Serios, sunt un păcătos. But what we don't want to be like. Dar ce nu vrem să ne asemănăm. The Jews of Jesus' day. Evrei din viața lui Iisus. The non-dedicated ones. Cei care nu erau dedicați. Right? Jesus said. Iisus a spus despre ei. They were whitewashed tombs.
Spune morminte văruite. But they had all the information, all the knowledge. Ei aveau toată informația, toată cunoștința. They were missing nothing. Nu li lipsea aici nimic. Oh, oh, oh. Opa, dami. Except for singura problemă. N-aveau inima. They had no heart. Nu aveau inima. So when they heard Jesus, it was like blah 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 blah. Și când au auzit pe Iisus, au zis, vorbește. When Jesus said, "Eat my body and blood," și când Iisus a zis, trebuie să mănânci corpul meu și sângele meu, s-au terminat. They could not listen with their heart. Nu mai puteau să asculte pentru că nu puteau asculta cu inima. If you want to be a person who gains knowledge, dacă vrei să fii o persoană și să capeți înțelepciune, conștiință, gain much knowledge in Jesus, să capeți multă conștiință în Iisus, you'll be blessed. Vei fi binecuvântat. Even if you're not a Christian. Chiar dacă nu ești creștin. Many businessmen in America make a lot of money. Sunt mulți oameni de afaceri în America care fac mulți bani. Using all the ideas of folosind ideile lui Iisus. And they are blessed with money. Și sunt binecuvântați din bunurile financiare. But they don't want a relationship with God. Dar ei nu vor o relație cu Dumnezeu. So, I've been saved for 15 years. Sunt mântuit de 15 ani. It took me about 7 or 8 years to realize Jesus wants to be friends with me. Vreo 7 ani mi-a trebuit să realizez cum adică Iisus vrea să fie prieten cu mine. I am a friend of God. He calls me friend. No, I don't sing in my church. God. Mulțumesc că nu cânt la biserică. Zice, vreau să fiu prietenul Dumnezeu, el e prietenul meu. Erau versurile. Mi-e frică de mine în sum când am cântat. Înțeles? Așa e. 2004, I heard the song. Și la mea în 2004 au cântat cu asta. I am a friend of God. Sunt prietenul Dumnezeu. I was playing the song in guitar. Eu cântam la chitară. I was looking at the words. Și citeam cuvintele de ce cântam. This is kind of arrogant. Și la un moment dat ziceam, măi, ce aroganță totuși. Cum adică eu, prieten cu Dumnezeu? Oh, so Israel happens a friend of God. Adică cum e cu prietenia asta? Gata, dintr-o dată? And I was a very dedicated Christian. Eu eram un creștin la vremea aceea dedicat. Involved in a couple ministries. Făceam câteva slujiri în biserică deja. Stressed out all the time. Eram stresat la maxim tot timpul. Never missed my ministries. Nu pierdeam niciun program biserică. But I thought to myself, dar mă gândeam, do I want to be friends with Jesus? Dar oare eu vreau să fiu prieten cu Iisus? Why does Jesus want to be our friend? De ce vrea Iisus să fie prietenul nostru? I'm not sure. Păi nu prea știu. But I know it starts with unconditional love. Dar știu că începe cu o dragoste agape necondiționată. We sin, we do all these things. Noi păcătuim, noi facem toate lucrurile respective. We throw pies back in his face all the time. Aruncăm cu plăcintă direct în fața lui tot timpul. And he loves us anyways. Și el totuși ne iubește oricum. Jesus loves you right where you are right now. Iisus ne iubește exact unde ești, exact cum ești. Even if you use pornography last night, Jesus loves you right now. Chiar dacă ai vizionat filme porno, încă Iisus te iubește. Right now, he loves you. Chiar acum te iubește. And he wants more for you. Și da, vrea mai mult de la tine. And he wants more for me. Și vrea mai mult pentru tine și pentru mine. Okay, so friendship in Jesus. Prietenia în Iisus. What does friendship start with? Cu ce începe prietenia? Not really love. Nu e o dragoste la început. Trust. Este încredere. To have a friendship, one to the other. Ca să ai o prietenie, unul la unul. To get married to your wife. Poate chiar să te căsătorești cu soția ta. To start dating a girl. Să începi să ai o relație de purtare. You need trust. Ai nevoie de încredere la început ca și bază. After trust is built over time. Încrederea asta este clădită în timp. It becomes love. Și ea se transformă în dragoste. I realized that I didn't trust Jesus so much. I didn't want to trust Jesus so much. Eu am realizat la un moment dat că nu mă încredeam de fapt prea mult în Iisus și nu îmi plăcea să mă încred prea mult în El. This is in that time when I you know, a friend, I was looking at the lyrics of the song. Și asta era exact atunci, sunt la același timp când mă uitam la când de respectiv și cântam. I had a perfect life. Aveam o viață ce aș numi eu perfectă. Nice house. O casă faină. Beautiful life. Soție superbă. Woo! Bring it. Beautiful. Super. And I had all the money I needed. Aveam toți banii de care aveam nevoie.
everybody loved me. și mă iubea toată lumea. I mean, there were people that hated me too. Erau câțiva care mă urau, dar nu. I never had any problems in my life. Nu am avut niciodată probleme serioase în viața mea. How do you love God when you have no problems? Cum să iubești pe Dumnezeu te gândești? Cum să iubești pe Dumnezeu când nu ai probleme? Well, you never increase. Wait. You don't increase. Păi spune ce se întâmplă dacă faci așa. Nu crești. When you have this life of money and everything's okay. Când ai viața asta căldicea așa, călduță, are tot ce trebuie și nu sunt mari valuri. You're here. Ești aici. And then here. Point. And then here. Point. And after about 2 years you're și după 2 ani ce here. Ești frumos acolo. Și spui, ce s-a întâmplat? And you say, what happened? Exact. Este bun. Așa, so you ask yourself a question about your friendship with Jesus. Vreau să spun întrebarea asta, apropo de friendship with Jesus. In your heart. E pentru tine, întreabă-te în inima ta. Is Jesus your boss? Este Iisus șeful tău? Is he your king? Este regele tău? Because that was my answer in 2004. Pentru că asta era întrebarea mea în 2004. Răspunsul la întrebarea în 2004. Jesus wasn't my friend. Iisus nu era prietenul meu. He wanted. El vrea. But if I want to be his friend, I have to sacrifice everything. Dar dacă eu trebuie să fiu prietenul lui, trebuie să sacrific totul. I like my house and money. Dar știi, îmi plăcea mult casa mea, banii mei. I tithe all the time. Dădeam zicea de fiecare dată. All the time. Tot timpul. But then I still have my money. Și dar totuși după aia aveam banii mei și erau treabă. Very nice. I like that. Îmi plăcea mult lucrul ăsta. I didn't trust Jesus the way I needed to trust Jesus. Nu mă încredeam în Iisus în felul care trebuie să mă încred în Iisus. And because I didn't have the trust. Și pentru că nu exista această bază de încredere. Even though Jesus offers friendship. Chiar dacă Iisus își oferea prietenia. I didn't want to move into that friendship. Nu vreau să mă mișc în prietenia asta. Verse 10. Versetul 10. Citește-te. Citește. Rapide. Haideți. I'll read it. Dacă păziți poruncile mele, veți rămâne în dragostea mea, după cum și eu am păzit poruncile Tatălui meu și rămân în dragostea Lui. Și we can only love Jesus by staying in His commandments. Poți să iubești pe Iisus doar stând în poruncile Lui. He's using those commandments to allow us to love Him. El a creat poruncile astea ca să ne dea voie, să ne creeze mediul în care să iubim. Remember, we're talking about our heart earlier. Ține minte, discutam de inima noastră mai devreme. I believe. Eu cred. I'm guessing. Am și o presupunere. 80%. De voi. 80% de eu. I believe that you know enough about Jesus. For sure. Cred că... For sure, ok. Cred că oamenii de aici 80% știu unde a ajuns despre Iisus. Maybe 99%. Poate 99. But see, it doesn't matter. De fapt, nu contează. If your heart isn't with Jesus. Dacă inima ta este sau nu este acolo, aia este ideea. Your will. Voința ta. Needs to be Jesus. E necesar să fie către Iisus. So, getting back to me and what I know in my little world. Și să ne întoarcem la viața mea și lumea mea mică ce știam eu. Sometimes my wife says, you don't act like a Christian. Câteodată soția mea, de beautiful, spune, nu te compari ca un creștin. Adevărat! Așa e. Nu sunt mândru de asta. I'm not proud of this. Nu sunt mândru de lucrul ăsta. In my iPod, I have about 10 verses that I can look at. În iPod-ul meu am vreo 10 versete, pe care pot să mă uit. When I'm separated from God, from my wife, când sunt separat de Dumnezeu, de soția mea, I look at my verses. Mă duc și la versetele mele și le citesc. I look at Proverbs 23-27, chapter 4. Proverbe, capitolul 4. This is for me. Asta e pentru mine. This builds me up. Asta mă îndrează pe mine. Proverbs 4? Yeah, 23-27.
Păzește-ți inima ta mai mult decât orice din ea este izvoarele vieții. Izgonește-ne adevărul din gura ta și depărtează ficrenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și toate tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care a mers să fie netădă și toate căile tale să fie hotărâte. Nu te abate nici la stânga, nici la dreapta și ferește-te de rău. When I reach my end, când sunt la final, când ajung chiar în momentul ăla de sunt aproape gata să păcătuiesc, sunt frustrat. Plin de frustrare. I've always been so proud that I didn't swear very often. No, sunt foarte mândru că nu înjurtez 5 ori pe an maxim. Am fost în construcții pentru 16 ani. Am lucrat în construcții 16 ani. This is a miracle, I can swear. Cred că este o minune că înjur numai de 5 ori. I swear 20 times a day. Pentru că înjuram în construcție 30 ori pe zi. I can destroy a room with one sentence. Eu cred că pot să distrug o cameră. Yeah. O cameră întreagă cu o singură propoziție. And that's sin. Și asta este păcat. That sin lives in me. Păcatul ăsta trăiește în mine. As Paul says, I beat that sin out of me with love. Pavel spunea, bat acel păcat, îl izgonesc din mine. Right, this is from Paul. Asta e din Pavel. So, this passage says, guard your heart. Pasajul ăsta spune, ține, protejează inima ta. Why? Because the resources of our life go through here. Pentru că izvoarele, resursa vieții trece pe acolo. If your heart isn't right, you can't have that friendship with God. Dacă inima ta nu este regulă, nu poți avea prietenia cu Dumnezeu. The friendship you know you might have with him. Prietenia pe care vrei și știi că vrei să o ai cu el. Remove perverse speech from your mouth. Spune, scoate din gura ta cuvintele viclene. Dă-le afară. Numai în Iisus poți să fac. Only in Jesus I can do this. Only. Numai în Iisus. That makes me sad. That makes me sad. Și asta mă întristează într-un fel. I wish I wasn't like that. Aș vrea să nu fiu așa. But I'm not you. You're awesome. I'm a sinner. Dar vezi, poate tu ești minunat, eu sunt încă un păcătos. Make the path level for your feet. Ce îndreaptă căile tale, cărările tale, ca să calci drept. When I follow his commands. Când am găsit, când urmez poruncile lui. Through my heart. Prin inima mea. I make that level. Eu fac această cărare dreaptă. And sometimes I'm like, Jesus, I'm so lost, I don't know what to do. Câteodată zic, Doamne Iisuse, sunt așa de pierdut, nu știu ce să fac. This is the friend we have in Jesus. Și asta este prietenul pe care l-am în Iisus. Iisus spune atunci, jugul meu is light, e ușor, sarcina mea e ușoară. Join in with me. Hai cu mine. I love you. I'll level the path for you. I'll follow the work. Iubesc, voi face eu munca, voi clădi eu calea asta pentru tine, dreaptă. Jesus knows you want to sin. Iisus știe când tu vrei să păcătuiești. And he still loves you. Și totuși te iubește. And he's willing to make that path smooth. Și este disponibil să facă acea cărare dreaptă. Even though you're maybe playing the sin. Chiar dacă te joci cu păcatul. All right. Going to do the conclusion. Mă duc la concluzie. You can learn all you want about Jesus. Poți să înveți ce vrei despre Iisus. You can be saved for 20, 30, 40 years. Poți să fii mântuit de 30 ani. And it means nothing if your heart is not preoccupied. Vreau să spun că nu înseamnă nimic dacă inima ta nu este preocupat de Iisus. Jesus wants to be your friend. Iisus vrea să fie prietenul tău. I can't believe that. Eu nu pot să cred lucrul ăsta. And I praise and thank him for that offer. Și în sensul că sunt uimit de lucrul ăsta și îl laud și îl slăvesc pentru oferta asta lui. Pentru disponibilitatea lui. Totuși. However, done. You have an end of the bargain. Tu ești la capătul celălalt al deal-ului, al afacerii. You do not have a friendship with Jesus. Tu poți să negi prietenia cu Iisus. Until you keep your side. Și nu, tu negi de fapt prietenia lui Iisus până când tu nu îți faci partea ta. Until you keep his commandments. Până când nu împlinești porunca lui, până nu ții porunca lui. And you can't without the Holy Spirit and Jesus. Și spun că nu poți fără Duhul Sfânt. Al lui Iisus nu se poate. That's why the Jews were whitewashed tombs. De aceea evreii erau numiți morminte fărâite. They refused the Holy Spirit. Pentru că ei negau pe Duhul Sfânt.
refused in the Holy Spirit is the one scene Jesus doesn't forget. Și este singurul păcat pe care Iisus nu îl iartă, refuzarea Duhului Sfânt. Jesus says in that passage, remain in my love. Iisus spune în pasajul respectiv, rămâneți în dragostea mea. Remain in me and I'll remain in you. Rămâneți în mine, eu voi rămâne în voi. How simple is that? Cât de simplu este? How hard is that? Totuși cât de greu este. Alright, so love is not love unless you have sacrifice. Dragostea nu e dragoste decât dacă are în compoziție sacrificiu. You might have to sacrifice your pride, your mind. S-ar putea să trebuie sacrifici mândria ta, banii tăi. Your comfort. Confortul tău. I like my home. Îmi place la mine acasă. I like the belly. Îmi plac hainele mele. I like my hair that's nice every day. Îmi place părul meu. I like that even though I have a girlfriend, all the other girls look at me, it's really nice. I'm so happy about this. Îmi place că deși am o prietenă, toate cealaltă fete se uită la mine foarte interesant. Sometimes you need to give up some of those things. Câteodată ai nevoie să renunți la anumite lucruri. You have to put your ego to the side. Să pui ego-ul tău deoparte. I got into an argument with a mentor. La un moment dat am intrat într-un argument cu un... A mentor. 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 Okay. Yes. Am intrat într-un argument cu unul din ucenicii pe care îi școleam. And what he did was wrong. Pentru că ce a făcut el era greșit. I then responded by saying, if you do that again, și am spus la un moment dat, dacă mai faci o dată lucrul ăsta, you better watch out. Ar trebui să ai grijă. Anyway, 2 days later, 2 zile mai târziu, I called. Îl sun. And I wanted to say, și aș fi vrut să zic, you did that, you know that's wrong. Știi că ai făcut și știi că e greșit. And like for one of the first times in my life, și poate pentru primele dăți din viața mea, I just shut up. Am tăcut. Am fost taci în gură. Mi-am zis, shut up. I said to him, și am spus, this is a miracle. E o minune. Will you forgive me? Mă ierți, te rog. Eu i-am spus el, eu mentorul lui e ucenic meu. He said yes. Și el a spus da. Still I want to say, you know it was your fault. Încă vrea să zic, știi, da, era vina ta. But with the self-control from on high, I just shut up. Dar cu autocontrolul dat de Iisus, de Dumnezeu de sus, am tăcut din gură. This is the Holy Spirit. Eu cred că ăsta este Duhul Sfânt. I had to sacrifice my ego and pride. Am trebuit să sacrific ego-ul meu, mândria mea. This sacrifice is love. Sacrificiul ăsta este dragoste. For the person I disciple. Pentru cel pe care îl ucenicizam. For the kingdom of God, for Jesus. Dar de asemenea pentru Iisus și pentru împărăția lui Dumnezeu. This is not natural. Asta nu este un lucru natural. I'm a German. Eu sunt la bază germană. Fiecare zi. În fiecare zi, panzer. Listen, Wally, I'm not a soft person. Nu sunt... I'm not a soft person. I like to win at everything. Aș vrea să fiu competitiv, aș vrea să câștig în totul. I play with my daughter almost every day. Mă joc cu o fiică mea. I don't let her win. Și nu o las să câștige. I play this game where you throw the ball and it hits the wall, she wins. Listen, și nu un joc, dacă te arunci și cu mingea și dă în zi, câștigi. I do everything to not let that ball hit the wall. Tot ce pot să nu atingă peretele. This is not normal. Asta nu e normal. And like 99% of you, this is probably sin. Și dacă stai să gândești până la un anumit moment, e chiar păcat. For me, this is me. Dar asta sunt eu. This is sad. Și e trist. You are thankful you are not me. Crede că ești mulțumitor că nu ești ca mine. But you have your sin. Dar cu siguranță ai păcatul tău. I don't know what it is. Eu nu știu ce este. And that sin separates you from friendship with Jesus. Și vreau să spun că acel păcat te separă de prietenia cu Dumnezeu, cu Iisus. Okay, the pastor is very happy now, because this is my final point. Și ăsta ajunge la un lucru mai greu, pentru că asta este ultima idee, aceasta este ultima idee. Okay, so maybe some of you in the room feel like you're coming up short of this conversation I'm having. Din prezentarea mea, poate unii din cameră zic, aoleo, nu mă voi ridica niciodată la nivelul ăsta. You feel like, oh, even though he's a big sinner, uite, chiar dacă ăsta e un păcătos mare, at least he has access to Jesus. Măcar el are acces la Iisus. I want to say to you, vreau să-ți spun ție, God is, Dumnezeu este, grace și milă, har și milă. So for you who don't do this right now. Și dacă tu nu faci lucrul ăsta chiar acum. Tell you the truth, dude. I don't want to be friends with God. Și poate zici, dar nu vreau eu să fiu prieten cu Dumnezeu. Oh, honor God.
Eu não urmăresc pe Dumnezeu. Paulus că mie îmi îți like. Eu să urmez și eu poruncile lui, asta e. Grace. Harul. Grace is receiving something you never paid for. Harul înseamnă să primești ceva ce nu ai plătit. You don't have to do anything to receive this love from God. În sensul ăsta nu trebuie să faci nimic să primești dragostea lui Dumnezeu. It's given for free. El o dă gratis. It's given knowing that maybe tomorrow he'll do pornography again. El îți dă dragostea lui chiar dacă știe cu siguranță că mâine faci din nou lucrul ăla. Okay, you can't say we're church at this. Girls have their sin too, right? Guys have their sin, girls have their sin, yeah? Și eu să nu uităm, deci păcatele sunt și de partea băieților și de partea femeilor. God has grace and mercy on those sins of the Lord. Și harul și mila lui Dumnezeu este și pentru unii și pentru ceilalți. So, for the, you of those who aren't so interested in a friendship with God, cei care nu sunt așa de interesați de prietenia lui Dumnezeu. This is the question I have. Asta este o întrebare pe care o am. And this is the question I had in 2004. But, întrebarea asta pe care am avut-o în 2004. And still a little bit these days. Și chiar și acum am mai referit în timp. Duhul Sfânt, ajută-mă, ajută-ne. Do you want? Vrei tu? A friendship with God. O prietenie cu Dumnezeu. Search your heart, didn't you? Caută-ți inima cu întrebarea asta. Because I still battle that. Pentru că eu încă mă lupt cu lucrul ăsta. That makes me sad. Și lucrul ăsta mă întristează. But it's true. Dar este adevărat. Jesus says in his word, Iisus spune în cuvintele sale, ask and you shall receive. Cereți, vi se va da. I think eu cred that most all the Christians I know, ca mai majoritatea creștinilor pe care eu îi cunosc, even missionaries, chiar și misionari, even really dedicated Christians, chiar și creștini foarte dedicați, they think that ask and receive means, cred că ei înțeleg prin a cere și a primi, I have a job but I need a car. Am de muncă, dar am nevoie de mașină. God will give you that car. Dumnezeu să-ți dea mașina. Sometimes he won't give you that car. Când odată nu-ți dă mașina. People misuse that verse. Și oamenii înțeleg eronat cuvintele respective. When you're living God's word in your heart and mind. Când tu trăiești cuvintele lui Dumnezeu cu mintea ta și cu inima ta. And you say, Jesus, I'm Iisuse, sunt păcătos. I don't know if I want to be your friend. Nici nu știu dacă vreau să fiu prietenul tău. But I'm asking Jesus, change my heart. Dar uite-ți cer, schimbă inima mea. Jesus wants you. Iisus vrea lucrul ăsta, te vrea. But he won't force you. Dar îți spun sigur, nu o să te forțeze. He loves you. El te iubește. He made the sacrifice. El a făcut sacrificiu pentru tine. You have to take one step to him. Tu trebuie să faci pașii către el. Asking to receive. Cere și mi se va da. Okay, I'm done with the testimony. Am terminat cu lucrul cu ideea asta, dar am o mărturie acum. In 1999. 1999. I was saved for 2 years. Eram un tip de 2 ani. I had a problem with women. Aveam un problem serios cu femeile. I liked them too much. Îmi plăceau prea mult. I was saved for 2 years. De 2 ani eram mântuit. And oh, I like a girl, I should date her. Îmi plăceau o fată de cea gata, hai să vedem poate ce vă relați cu ea. Oh, she's not a Christian. Ah, nu-i creștină. Maybe that doesn't matter so much. Dar poate nu contează lucrul ăsta așa de mult. One day I had enough. Într-o zi am ajuns la capăt. I said, Jesus, I need a man to teach me your love. Am zis, Iisuse, am nevoie de un bărbat care să mă învețe ce înseamnă dragostea ta. To bring your word in my heart. Să aducă cuvântul în inima mea. He brought a man named Rob Peavy. Și Dumnezeu l-a adus pe Rob Peavy. Rob Peavy. Rob Peavy. And Rob, when he talked to me, Rob când vorbea cu mine, he spoke the word of God into me. Vorbea cu Dumnezeu care intra direct în mine. But I wanted to know him. Dar eu vreau să-l cunosc pe el. He just wanted to give me Jesus. Nu, el vrea să-mi dea pe Iisus. One day he explained it to me. Într-o zi ne-a explicat lucrul ăsta. He said, Steve. Ce zice, Steve? You read those words. Tu citești cuvintele astea. You find something interesting. Găsești ceva interesant. You pray that back. Roagă-te cuvintele astea înapoi către Dumnezeu. Seriously? Mi-am zis, pe bune? So like I can read the Bible? Adică citești Biblia. And say, Jesus, I want that because it's for your kingdom. It's for your love. Okay, I'm going to try it. Matthew 5:28.
cu 28. Dar eu spun că oricine se uită la o femeie să o poftească, aș și prea convit că e anima lui. Bun. Are you telling me that if I look at a woman, vrei să spui că dacă mă uit la o femeie, I've committed a very serious sin. Am comis un păcat serios? Holy Spirit, have I done this? Duhul Sfânt, am făcut lucrul ăsta? Thousands of times. Da, câteva mii de ori. And I would want to do thousands of times more. Și parcă aș vrea să mai fac de 1000 de ori. Jesus, I know this is wrong. Iisus, știu că e greșit. And like a drug addict or an alcoholic. Și ca un drogat, ca un alcoolic. And it was like I had no choice to change. Nu, mi s-a părut că nu mai am altă șansă decât să mă schimb. I was so bad, I go to a girlfriend's house. Mergeam la așa de rău că mergeam la o prietenă acasă. And if the mom was good looking. Și dacă maică sa era la mine. She would end up liking me too. O să-mi placă și de ea. That's a good sign. Și era ciudat și sucit. Only Jesus. Numai Iisus can change that. Poate să schimbe asemenea lucruri. Now, I talk to men about sex and pornography all the time. Sorry? I talk to men about sex and pornography all the time. Și acum vorbesc în, cu un consiliere, cu bărbați despre sex, despre pornografie tot timpul. It's bad. Și e rău. It's, men have, they feel like they have no control. Mi se pare că nu au control. But I discovered. Dar eu am descoperit. If you want that friendship with Jesus. Dacă vrei prietenia cu Iisus. You want that friendship? Vrei prietenia asta? Ask and you'll receive. Cere și El îți va da. So, I've talked to hundreds of men about this, right? Cred că am vorbit cu mii de bărbați, cu sute de bărbați despre lucrul ăsta. And I am the only one of these hundreds that Jesus gave me this solution for my problem. Și eu sunt unul din ăștia sute, Iisus mi-a dat soluția asta pentru problema mea. Formerly in my life, înainte, viața mea, I was just gathering the energy of people. Eu adunam energia de la oameni. I wasn't good looking. Nu arătam bine. You look at 20 women, one woman back. Dar dacă te uiți la 20 de femei, una o să uite înapoi la tine. God put a veil over me. Dumnezeu, în schimb, a pus un văl peste mine. Literally a veil. Pă bune, un văl. And in 99, now 14 years, 13 years. Să fi trecut 14 ani deja. In 13 years. În 13 ani. I've seen, I think, 3 or 4 women. Am văzut vreo 2 ori, 3, 13 ani care s-au întors să uite la mine. Which means they're returning when I'm sending out to them. Sorry? They're returning when I'm sending out to them. Asta înseamnă că ele întorceau înapoi și eu transmiteam către ele. To go from thousands. De la mii. To three. La trei. Is the miracle of God. Este o minune de la Dumnezeu. Now you say, well, why? Three? Why did you have three girls over here in 13 years? Why? Tu poți să zici acum, dar de ce trei între atâția ani? De ce trei? I didn't have an answer. Nu știu să vă răspund. But I can guess this. O să presupun doar. A couple of times, I said, câteodată am zis, God, Doamne! And I leaned on Him. Sorry? I leaned on Him. Și m-am ținut de El. And you know what? Știi ceva? Immediately. A plecat tentația. Nu a fost cu mine. It wasn't even like I had any, I want it. Just, there was no desire. Nu au mai fost dorință. So God put a veil over it. A pus un văl în fața ochilor mei. That is awesome. Ce minunat lucru ăsta. If you're a sex addict, you know that this is beyond incredible. Dacă ai dependența asta, știi că este dincolo de incredibil. Why did God give this to me and not to the hundreds I counsel? De ce Dumnezeu mi-a dat mie lucrul ăsta și l-a dat la sutele de oameni pe care i-am consiliat? This I'm not sure. Nu știu, nu sunt sigur. But this I know. Dar ceva știu. I asked. Cerut. And I received beyond what I expected. Primit. Beyond what I can expect. Dincolo ce am putut să aștept. Was it pressed down, spilling over? Zice, apăsat și scuturat, apăsat. Amin. Amin.